Vă salut, dragii mei prieteni! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Astăzi, 13 februarie 2021, după cum v-am promis, revin cu o nouă rețetă, dragii mei. V-am spus, la două zile o să postez câte o rețetă nouă și ceea ce facem în crescătorie. Ați văzut starea porumbeilor noștri și suntem foarte mulțumiți de felul în care se prezintă. După cum cred că bine știți, pe canalul meu întotdeauna ați văzut transparență. Am filmat chiar și atunci când am avut curse grele, chiar și atunci când porumbeii au fost cu probleme. De asemenea, vă arăt și momentele bune și ceea ce administrăm porumbeilor în această perioadă. Rețeta de astăzi am primit-o din nou de afară, de la colaboratorul meu, și mulțumesc din nou pe această cale. Cu acordul lui, vă prezint și vouă aceste rețete, dragii mei prieteni, și eu zic, haideți împreună să încercăm să facem o columbofilie, să facem o columbofilie corectă și o columbofilie care să dea roade. Haideți să trecem un pic să vă spun despre rețetă. Este important să fiți atenți și să vă notați foarte bine. Ca de obicei, o să vă arăt și rețeta scrisă pentru a nu exista niciun fel de probleme. Este o rețetă destul de simplă, un antimicrobian foarte puternic, dragii mei. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Vi le spun verbal acum și o să vă arăt și modul de preparare. O să avem nevoie de ceai de urzică, oregano, pe care noi îl luăm dintr-un produs numit Ropafix, o să vă prezint acest lucru, tinctură de propolis și blitzfor. O să vedeți cum combinăm toate aceste produse și o să vă arăt tot procesul de la început până la sfârșit, dragii mei. Acest antimicrobian la noi în crescătorie a dat rezultate foarte bune, foarte puternice. Este un antimicrobian foarte puternic, cu efecte vizibile și efecte în scurt timp. Tocmai de aceea am zis să vă prezint și această rețetă și vreau ca împreună să-mi spuneți și voi dacă și la voi în crescătorie dă aceleași rezultate. Starea porumbeilor va fi vizibil îmbunătățită, o să vedeți acest lucru și haideți, dragii mei prieteni, să trecem la prepararea rețetei. După cum v-am spus, este un antimicrobian foarte puternic care lucrează de la celulă către exterior, așadar din interior către exterior, și o să vedeți că rezultatele vor fi uimitoare. Haideți să începem cu prepararea rețetei. După cum vedeți, avem aici un ceai de urzică vie, da, care vom folosi la această rețetă, dragii mei. Avem 250 de ml de apă pe care o să o punem la fiert. Este suficient pentru ce avem noi nevoie. Am dat drumul să fiarbă apa și o să vă arăt exact cum o să folosim ceaiul de urzică. Deci, după cum vedeți, ne trebuie două linguri. Am zis, aici puteți folosi lingură de metal pentru că nu afectează cu absolut nimic. Și v-am spus, trebuiesc două linguri de ceai la această rețetă, la 250 de ml de apă. Vedeți, dintr-un pliculeț nu se face o lingură. O să mai desfacem încă unul. Așadar, ca măsură, acum știți și voi, sunt două pliculețe, care înseamnă o lingură plină, așadar patru pliculețe, dar nu adăugați urzica decât în momentul în care o să înceapă să fiarbă apa. Așadar, dragi prieteni, apa dă în cloco, după cum vedeți. Dăm focul mic, introducem și celelalte două plicuri. Da?
Foarte frumos, sper că se observă foarte bine. Fiți atenți și eu zic să respectați această rețetă pe care vi-o arăt eu. De acum încolo, 3 minute, va fierbe ceaiul la foc mic. Atenție mare, nu încercați să măriți cantitatea de urzică, deoarece în cantitate mai concentrată devine toxică, ca de altfel orice ceai. Știți acest lucru și în loc să faceți bine, o să faceți mai mult rău. Au trecut cele 3 minute, dragii mei prieteni, și acum se va astupa ibricul în care am fiert ceaiul, pentru că, după cum bine știți, prin abur se elimină uleiurile volatile și noi nu vrem acest lucru, vrem ca aceste uleiuri să rămână în ceai, tocmai pentru a avea proprietăți cât mai puternice și cât mai mari. Acum, după, se lasă 20 de minute să se liniștească și pentru a se face această infuzie, acest transfer de uleiuri volatile să rămână în ceaiul propriu zis. După aceea strecurăm ceaiul, îl punem într-o sticlă de sticlă și mergem la crescătorie pentru a continua rețeta. V-am explicat, pentru această rețetă la 3 litri de apă ne trebuie 150 de mililitri de ceai concentrat, ceaiul acesta făcut de noi. Haideți să vă arăt exact modul de preparare. După cum v-am spus, avem 3 litri de apă pusă în vas și începem cu ceaiul de urzică pe care l-am adus în ceramică. Pentru această rețetă avem nevoie de 150 de mililitri. Eu am măsură aici de 30 de mililitri. Avem 30, 60, 90. Îndură un frig foarte mare ca să vă arăt această rețetă, este foarte frig. Deci avem 90, da? Cu 30, 120. Și cu încă 30, avem exact 150 de mililitri de ceai de urzică, ceai concentrat. Ați văzut produsul cum arată, da? În continuare, vom folosi oregano pe care noi luăm din acest produs foarte bun, zic eu, natural 100%. Oregano îl folosim și pe el la rețetă și vom folosi 2 ml din acest produs pentru 3 litri de apă. Da, avem aici seringa frumoasă. Ne ducem la 2 ml, da? 2 ml de oregano pentru această rețetă, dragii mei. După aceea avem blitzformul, da? Blitzformul vom folosi exact 1 ml pentru litrul de apă. La 3 litri de apă avem 3 ml. Deci, după cum v-am spus, 3 ml de blitzform la această rețetă, dragii mei. Opa, mi-au înghețat mâinile. Avem și 3 ml de blitzform puși. Și continuăm rețeta, dragii mei prieteni, cu o tinctură de propolis. Și acesta este un produs extraordinar și acesta. Și din această tinctură vom folosi 8 picături pe litru, 24 de picături de tinctură de propolis la această rețetă. Haideți să vedem dacă curge așa, haide. Cred că o să-i scot dopul să meargă mai repede. După cum v-am spus, 8 picături la litru, 24 de picături trebuie să numărăm. Haideți să vedem.
Împreună. Haide, mă, haide, mă. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, deja am pus 4 picături în plus. Acum, asta e, mi-a fugit repede lichidul. Dar 24 de picături ar trebui. Și acum avem produsul final, dragii mei. Amestecăm foarte bine și astfel am creat un antimicrobian extraordinar de puternic, extraordinar de folositor și rezultatele o să le vedeți și voi, vor fi uimitoare. Ce vreau să vă spun despre această rețetă? Dacă faci rețeta aceasta la 10 zile, este bine să o faci 2 zile consecutiv. Iar dacă faci rețeta la 14 zile, este indicat să o faci 3 zile consecutiv, dar în a treia zi reducem cantitatea de ceai de urzică la 30 de mililitri în loc de 50 pe litru, așadar la 3 litri vom folosi 90 de mililitri de ceai de urzică. Ce vreau să vă mai spun despre această rețetă? Când am primit rețeta aceasta, dragii mei prieteni, am hotărât să o trimit și unui bun prieten de-al meu de la Mehedinți și să lucrăm în paralel în ambele crescătorii, să testăm această rețetă și vă spun, rezultatele au fost uimitoare. Am primit niște filmulețe de la el după folosirea acestei rețete. Este a treia oară când o fac în crescătorie eu și prietenul meu de la Mehedinți. Și drept să vă spun, pe filmulețele care le-am primit, mi s-a părut că la el în crescătorie rezultatele au fost mai puternice. Porumbeii arătau extraordinar de bine. Să îl întreabă colegii de club, dar el este un băiat așa mai retras și nu vrea să spună ce face la porumbei. Alegerea lui, eu am ales să fiu deschis cu voi. Am avut și acordul mentorului meu să dau aceste rețete și fiecare să folosească ce dorește din ele, dragii mei. El, prietenul meu de la Mechedin, se ferește, nu știu, de colegii de club. Nu vrea el să spună ce dea la porumbei. E alegerea lui, dar rămâne prietenul meu și sunt mulțumit de colaborarea pe care o am și cu el. După ce am primit această rețetă, dragii mei, am început să studiez produsele care sunt folosite în această rețetă. După cum v-am spus, am început să studiez despre oregano și haide să vă spun câteva cuvinte interesante. Am citit și m-am interesat. Cercetătorii britanici despre oregano spun că au comparat acțiunea uleiului extras obținut din oregano cu acțiunea 18 antibiotice dintre cele mai populare. Așa efect puternic are acest oregano. S-a dovedit că oregano, prin conținutul de carvacol, acționează mai eficient decât antibioticile, distrugând și bacteriile rezistente la unele antibiotice. Așadar, vă sfătuiesc să citiți și voi și să vedeți exact ce e cu fiecare produs în parte, dragii mei. E interesant și în același timp o să vă ajute. Despre urzică, cred că nu mai trebuie să vă vorbesc mare lucru. Este cunoscută pentru efectele ei într-o bună circulație a sângelui, de curățare, vitalitatea pe care o oferă. Și cred că ați mai citit, crescătorii de animale, de păsări, în general, la început de primăvară, stropesc fânul, nutrețul animalelor cu ceai de urzică pentru o bună funcționarea organismului animalelor și de asemenea se umezesc boabele cu ele pentru animalele care mănâncă boabe și tot așa. Despre tinctura de propolis, despre propolis în general, nu cred că chiar aici nu mai trebuie să vă spun nimic. O simplă căutare pe Google și o să vedeți ce proprietăți are acest propolis.
și e bine să citiți, să vă informați. Iar despre Blissform se știe foarte bine, conține iod și câteva metale, de asemenea un produs foarte bun, zic eu. Am avut norocul să învăț lucruri noi și interesante cu ajutorul colaboratorului meu, pot să-l numesc așa, să-i dea Dumnezeu sănătate olandezului și să continuăm această colaborare. Dar întotdeauna am zis să studiez tot ceea ce îmi trimite, să analizez, să caut răspunsuri și soluții la ceea ce îmi spune el. Vă prezint și rețeta scrisă, dragii mei. Rețeta antimicrobian Super Plus XXL. V-am prezentat cum se prepară această rețetă. 3 litri de apă, 2 linguri de urzică, 150 de ml de ceai vom folosi pentru această rețetă. Oregano, noi folosim Ropafix, 2 ml. Tinctură de propolis, 24 de picături, 1 ml. Ar veni transformate cele 24 de picături. Blissform, 3 ml. La 10 zile, 2 zile consecutiv. La 14 zile, 3 zile consecutiv. Dar cu mențiunea că a treia zi se pun 30 de ml pe litru, adică 90 de ml la 3 litri de apă. Repet, nu încercați să măriți dozajul, rezultatul va fi negativ, în loc să faceți bine, o să faceți mai mult rău, dragii mei. Starea porumbeilor noștri este una extraordinar de bună, dragii mei, și o să vedeți și voi că după folosirea acestei rețete se vor schimba porumbeii într-un mod plăcut și într-un mod care o să vă bucure. Așa că o paranteză, cred că după ce o să folosiți această rețetă, glumeam cu prietenul meu de la Mechedinți și ziceam, băi, ne trebuie o plasă de fluturi să putem să prindem porumbeii în momentul când venim la ei, dragii mei. Vor fi energici, plini de viață și o să vedeți singur schimbarea și eu sper să vă ajute foarte mult această rețetă. Și îmi doresc ca prin aceste rețete să vă pot ajuta și pe voi și așa cum porumbeii noștri arată într-un mod extraordinar, îmi doresc să arate și porumbeii voștri, dragii mei prieteni. Așa arată la ora aceasta și femelele de matcă ale crescătoriei noastre. După cum vedeți, dragii mei, vitalitate, energie, o strălucire aparte a porumbeilor și în același timp o vitalitate foarte mare, o vitalitate crescută. Mai au un pic până la perioada de împerechiere, vor fi puse la pereche și porumbeii trebuie să se prezinte extraordinar de bine. Și cu ajutorul acestei rețete, noi cred că am reușit să facem acest lucru. Foarte, foarte mulțumit de toată această colaborare nouă pe care o am acum și de felul în care se prezintă porumbeii crescătoriei noastre. În încheiere, dragii mei prieteni, vreau să vă rog să distribuiți acest videoclip al meu. Să vă abonați la canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft, o să postez lucruri interesante și împreună sper ca această colaborare nouă pe care o am să ne ajute și să vă ajute și pe voi. După cum am zis, peste două zile, luni adică, o să postez o nouă rețetă, 100% naturală din nou, o rețetă bombă, de asemenea, nu cred că se face în România sau nu cred că mulți dintre crescătorii români fac această rețetă, dragii mei. Va fi o rețetă extrem de eficientă în probleme de respirație, fibre, digestie. Va acționa în mod benefic asupra tractului intestinal. O să vedeți schimbare la fecale. Vor fi fecalele extraordinar de bune. Dragii mei, nu uitați, țineți aproape. Abonați-vă, distribuiți postările mele, eu o să încerc să fiu cât pot de transparent și să vă prezint ceea ce facem în crescătoria noastră
și împreună sper să ajungem la rezultate deosebite. Așadar, scumpii mei prieteni, haideți să facem columbofilie împreună, haideți să facem columbofilie cum trebuie, să avem grijă de porumbeii noștri și cred că vom ajunge la rezultate notabile. Vavi Pigeon Loft, vă salut cu drag, toate cele bune, weekend frumos, la revedere!